Salutare lumea și bine ați venit la un nou episod din Hiroshima News, în care anunț câștigătorul și apoi să vă dau un update cu ce și cum se mai întâmplă cu mine. Ok, în primul rând. Bine, am început, n-am ce să zic. În primul rând, felicitări câștigătorului concursului și pentru mine sunteți toți câștigători, dar din păcate nu vă pot da la toți același joc. Jocul. Îmi pare rău, asta e. Personal, eu am ales ca și câștigător pe HD Gaming Pro pentru că mie mi-au plăcut versurile cel mai mult. Na. Asta e, dacă voi ați avut altă opinie. Se mai întâmplă, na. Nu e câștigătorul vostru favorit, dar oricum e bunul meu, fac ce vreau eu cu el. Da. Asta e, dacă mie mi se pare că ăla e câștigătorul, nicio problemă, așa e? Bun. Ok, acum l-aș ruga pe HD Gaming Pro să-mi trimită prin mesaj privat pe YouTube contul lui de Steam. Dacă nu poate, dacă nu pot eu să-l adaug, că poate nu-l găsesc, îi dau eu contul meu și mă adaug cu el și atunci o să fim friends pe Steam și atunci pot să-i dau jocul. Dar cred că pot și altcumva, dar mai bine nu mă complic decât să vă nu știu câte miliarde de feluri, mai bine fac în modul în care o știu eu, părerea mea. Ok, bun. Vreau să vă mai dau câteva update-uri legate de canal și de astea. N-am mai postat de fel, îmi pare rău, dar în fiecare dimineață în care mă trezesc cu așa durere de cap și așa oboseală și dorm 7, 8, 9 ore și totuși mă trezesc foarte obosit. Și mă enervează chestia asta. Mă rog. Vine școala. Ceea ce înseamnă că videoclipul o să meargă în același ciclu. Chiar dacă eu o să fiu la facultă, o să meargă în același ciclu, sâmbătă și duminica. Pentru că și eu o să am faculta și na. Sâmbătă și duminica o să... încarc cât de mult pot. Adică când pot sâmbăta și duminica, s-ar putea că într-o săptămână să nu pot, că poate n-am eu chef sau poate am prea multă treabă. Totuși, primul an, facultă, trebuie să fiu serios. Aș avea și examene și chestii de genul, dar... na. Un alt update. Din aprilie încolo, nu cred că mai încarc nimic de fel. Și de-aia vreau să încerc să termin jocurile pe care le-am început cât mai repede. Pentru că în aprilie vreau să mă duc să lucrez în Marea Britanie. Ca înainte de facultă să încep să fac un puțin. Să fac un mic bănuț, să zic. Na, și am ales 5 facultăți la care pot să aplic. Am ales Cambridge, Oxford, la care nu cred că am mari șanse, dar totuși aplic, nu știu niciodată. Northampton, Portsmouth și Southampton. La acele facultăți am să aplic, să văd cine mă acceptă și cine nu. Dacă mă acceptă la Portsmouth, super fine, că acolo am cineva care m-ar putea ajuta. Și mi-ar fi mai ușor, bineînțeles. Bun. Deci da, nu vreau să am timp de videoclipuri, că n-am și o treabă. Eu deja am 19 ani, ar trebui să încep cu munca deja. Nu mai am vârsta aia de 17-16 ani în care fac numai școală și n-am ce face. Deja devin adult. Și da, timpul o să-mi fie foarte subțiat, să zic. Ceea ce o să fie cam nasol. Da, asta e.
Poate o să vă mai scriu ceva pe Google Plus, ca și update-uri. Asta e. Bun. Începe școala, eu vă urez succes tuturor la școală. Eu intru la facultă. Și nu încep în 14 septembrie cum încep toți școala, eu încep în octombrie. Asta e. Încep în octombrie, n-am ce să fac. Altceva nou? Nu prea ar fi nimic nou, numai că... Na. Motivul pentru care nu prea am încărcat a fost acela, că în fiecare dimineață mă simțeam rupt în gură, mă simțeam obosit ca naiba, dar la prânz, de exemplu, nu simt nici pe dracu. Na, mă rog. Bun, cam asta a fost și pentru acest episod din Hiroshima News. Vă mulțumesc că m-ați vizionat. HD Gaming Pro, să-mi trimiți ăsta mesaj privat pe YouTube cu contul tău de Steam ca să-ți pot să dau jocul. Felicitări tuturor pentru că ați participat, toți ați fost câștigători pentru mine că măcar ați încercat. Și vă urez numai bine și sănătate și ne revedem data viitoare. Numai cu bine!